cu voi? Cu ochii voștri? Da, tanti, în carne și oase. Da, și zlana. Și toți. Tu ce, tanti? Toți. Trăiește, tanti. Trăiește. Dacă nu ne credeți, uite, întrebați-o pe Teo. Pe Teo, că și eu știu. Că a fost cu el la Sighet. Uite, ne-au trimis și poza. Ce braf ești, păsăroiule! În poza eu sunt! Cum să fii matale, bre? E el, dar s-a deghizat în matale ca să ne prostească. Da, bre, ai numai nega evidența, că așa e, trăiește. Și dacă trăiește, poți pleci liniștit acasă. Ai bolunzit, făinosule? Dar acum nu mai plec acasă, ca să pot să mi-l altoiesc când s-o întoarce. Mă, adică, mă, să-și bată joc tocmai de mine, mă, să se ascunde de mamițica lui, că-l termin. Te-a fi văzut bine la naștere și a avut un șoc. Dar unde e? Unde e? Da oglinda asta când a apărut acibile. Ce este, domn? Ce tânără mă arată? Și n-am niciun pic de rid. Foarte interesant. Și bine arăt, extraordinar. Opa! Ce înseamnă, domnule, oglinda de la oraș, de calitate? Nu ca ciopul meu de la țară. Știu unde e. E în casă! Îl omor! Îl termin! Căutați-l peste tot! Unde ești, măgarule? Ieși afară, că dacă te găsești, te altuiești dublu! Ieși! Unde ești, că dacă nu te termin? Ia frici să fiu un s-ascuns! Da, unde vă duceți, tanti? Mă duc la mușchiulică să verific dacă nu cumva s-a ascuns acolo. Nu e că am fost noi, nu e acolo. Nu e acolo, nu. Dar printre hainele din debar ați căutat? La noi în dormitor, nu. Păi de ce până acolo n-ați căutat, că ăla-i cel mai bun loc. Marci, căutați imediat. Că căutăm acum. Hai, acum. Ce mi-a trecut acolo, tu? L-ai găsit? Nu. E clar. Acum chiar că nu o să mai scăpa de hoașcă. Cine te-a pus să zici că e în viață? Te l-am văzut amândoi. Habar n-avem ce-am văzut, că poate era fantoma lui. Sau poate am avut vedenii de la nesom, că ne ține asta treci toată noaptea, că-s fure ca porcul. Ai vreo dovadă concretă că era gogoașă, că e viu, că e dragi să-l găsească? Nu. Păi și atunci trebuie să-ți ții dragi gura. Acum cum mai scăpăm de ea? Trebuie, mă, să fie o soluție. Găsim noi ceva, stai liniște. Găsim pe dragi. O să dormim cu ea până moare. Sau până murim noi, mai sigur. Corect. Până moare. Asta e. Nemernicu! Dar nu pune mâna pe tine! E zonă, că-l simt! Îmi simt mirosul! Că miroase a salam! Tanti, știu cum putem să-l facem pe gogoșică să vină singur la dumneavoastră. Da? Cum? Muriți! Adică nu de adevăratelea! Doar vă prefaceți! Că n-are cum să nu apară la priveghi la mămițica lui. Că doar știți cât de mult vă iubește. Mă iubește? Normal! Nu, mă? Măcar ar mama de bun iubitor! Dar ce-am făcut eu? Nu tu, mă, godacule! Ne fim ei vorba! Cum simt, cum cresc niște sentimente de mamă în mine!
facem, le fac machiajul. Da. Nu poți să ai nebunit. Ce vrei să faci? Taci, naibii. Că dacă face pe moarta, trebuie să stea în coșciug aici, în living. Și dormim și noi liniștiți. Corect. Și doi, dacă stă în coșciug, poate o vede naibii aia cu coasa, că deja e pregătită și vine în sfârșit să o ia. Și mai corect. Da, dar pentru asta trebuie să o conving. Și tu trebuie să mă ajuți. Dar putu-l-i făinoșule, că te prăfui dacă mai faci chestii de-astea. Da, tanti, dar ce-a spățit la față? Ce-a spățit? Ești coș? M-am făcut și o frumoasă de mes, arăta moarte, nu? N-a zis că trebuie să fim veridici? Da, că așa am zis să fim... Apropo, ați vorbit cu popa? Aveți de grijă să-mi aduceți un popă din ăla tinerel să-mi facă și mie plăcere cum îi face respirație bușon la bușon. Aoleu, dar de ce să resuscitezi, bre, bușon la bușon? Păi când m-ai ridicat din copăr și eu, făinoșule, să-l altuiesc pe fimiu pe cârcă, că m-a lăsat atâta vreme să-l caut. N-o să leșine, mă, sfinții, așa? Apropo, unde e coștugul? Păi, dar nu l-am luat, adică n-am știut dacă sunteți de acord cu planul nostru. Ce praf ești, păsăraule, nu vezi, mă, că sunt de acord? Marci aduc coșciugul și ai de grijă să fie dună la ortopedic, să nu-mi dai dreacu, știi, adică, că te termin. Hai, mișcare, mișcare! Mâini, repede! Hai, bârlane! Hai, bârlane! Sfârșit, Costeluș, gata, vii tu acasă la mama. Salut, făi! Să rămână, tanti! Păi, femeie, am aflat cum să-l aduc pe Costeluș acasă! Cum, tanti? O să mor! Că n-are cum să-i bată tatupeu să lipsească și de la privegiul meu că-l termin! Hai că trebuie să mă pregătesc! Pa! Aia se sinucide! Frumoasă sunt? Pată, mi-aduce să și mâncăm, ce fa? Zic-te ce matare formol, nu salam! Ia uite aia! Formol? Să dă tot așa felii? Trebuie să-i prindem obligat forțat. Șeful, dar nu acționează în același loc. Noi filăm majoritatea cimitirelor, dar nu avem oameni chiar pentru toate. Nu mă interesează, tu nu înțelegi că sunt și o presadă, că au devastat mormântul mamei domnului ministru. Te duci pe teren și vorbești cu toți ciripitorii. Plătești cât trebuie, nu mă interesează, numai să-i prindem. Da, șeful, să trăiți. Șeful, dar care e termenul limită de rezolvare a cazului? Ieri, Afrodita, hai, fugi! Fug! Ce frumosică sunt, gata, dracu, mă! Da, de ce v-ați îmbrăcat, tanti, în rochie de mireasă? Pentru că așa trebuie să mă îmbrac în rochie de mireasă, că n-am fost căsătorită. Domnișoarele așa se îmbracă. Și apropo, am nevoie și de un cavaler de onoare. Vreți și mă uitați? Nu, tantelou satului, dar așa-i tradiția! Păi dacă așa-i tradiția, așa facem! Așa facem, mă! Și ce, Doamne, iartă-mă, fel de lumânări sunt astea? De mort! De mort! Idioților, dar ce sunt, moartă? Să-mi aduceți lumânări din alea parfumate, mirositoare, relaxante, că o să trebuiască să stau o grămadă vreme în coșugul ăsta! Și coșug mai nașpa ca asta, nu puteți să-mi aduceți, mă? Nu v-am zis să-mi aduceți unul ca lumea? Marși mie de aia și-mi aduceți de alea pe care am cerut! Dar, tanti, ăsta era ultimul, că nu se mai fac! Cum adică, mă, nu se mai fac? Nu se mai fac pentru că e criză! Nu, mă? Ce? Da, e criză, asta e criză, tanti, că nu se mai fac, că acum producătorii face în lemn de dud numai butoaie! Și da, și ecologiști e interzis să mai tai lemn de dud pentru coșuge. Ecologiști? Păi și când moare omul, în ce-l bagă, mă? Îl bagă? Îl bagă în pământ, îl bagă, tanti. Exact. În pământ? Așa, direct? Direct, tanti. Da. Că din pământ suntem făcuți și în pământ ne vom întoarce. Întoarce, da. Cum a zis filozoful. Dar să știți că dumneavoastră ați avut noroc, ați prins ultimul coșciuc.
De? Da. Ia uși, super, să vezi ce afacere bună fac cu el după ce ai terminat treaba. Aha, o să vă îmbogățiți? Așa, așa, așa. Altceva mai dorește, doamnă? Da, vreau să plecați dracu, daci și să mă lăsați să dorm, că m-ați obosit de tot. Dormirea e somnul de veci. Ai zis ceva? Nu, tante, am zis somn ușor. Hai, mă, mărlane, să o lăsăm să doarmă. Hai, dormi, dă-te, dracu. Ce înfureșesc, unul mai mare nu găsesc. Da, înghesuia lui Iaci. Așa. Tanti, ce-ați făcut, tanti, ce-ați făcut? Ce te răbdești, băi, femeie, halul ăsta, că mă trezești din gorț. Unde ești? Băi! Trebuia să-mi spune și mie dinainte, că eu chiar m-am speriat. Eu chiar țin la tanti. Și noi ținem la ea. Nu, mă? Ce? Da, și noi ținem. Ținem, eu chiar o iubesc. Mă iubești? Zine, că-ți stai, bre, că te iubesc. Au, mă dor dinții când pro... Mă, te iubesc, bre, da, ca pe mama Brazil, ăsta, mama mare, ca pe bunica mea, ca pe străbunica, doamne, așa acolo de ele să fie. Dar sunteți sigur că vine Gogoșică? Dacă se prinde? Nu, Gogi! Ce face băutura de-un femei? Ce faci, mă? Să-l bunica. Exersam șeful. Exersam strategia somnului, știți, noastră, pentru că vine controlul. Păi mâine vine, mă. Dar nu vii la servici. Scot mobil, opresc căldură, opresc lumină, să pară o clădire părăsită, ai înțeles, mă? Așa scăpăm de impozitare. Dacă doriți, pot să aduc și niște aurolași din ăștia, care mai mă cunosc eu, că... Într-o clădire părăsită, dă bine să fie și niște orolaci. Da. Acum puteți ne culcăm. Că mie că dacă vine Gogoașe, adormim pe el în loc să-l prindem. Adică să vă culcați, mă, nefericiților. Păi și la prive, cine ăsta? Stai, bre, că Matale nu ești moartă. Da, dar Costeluș nu știe chestia asta. Ați uitat că am stabilit să fie totul veridic. Să pară cât se poate de real, dacă o să intre în casă. Și nu o să vadă pe nimeni la prive, o să-ți dea imediat seama că ceva e în neregulă. Ba, dacă ne vede aceea, o să-și dea seama că e în neregulă. Că la Matale, la prive, la asta nici dracu. Ce-mi iau odorechile? Nu, fratule! Stai, bre, că Mârlan nu vrea să spună că dacă ne vede pe noi aici, nu mai intră și nu mai putem să-l prindem, tanti. Nu, mă? Da, da! Da? Da! Așa, da. Da, dar tu nu vreau să rămân singurică. De ce? Păi dacă vine aia cu coasa, crede că am dat colțul și vreau să mă ia. Cine-i confirmă că mă prefac? Matale, bre, că doar nu ești moartă. Da? Și dacă nu mă crede? Că e cuvântul meu împotriva cuvântului ei. Îmi rămâne sarcina că am nevoie de martori. Că dacă am martori, treaba se rezolvă una, două. Așa mi-a zis Chiovete. Azi l-am făcut de gaburi norocit. Ai zis ceva, umflatule? A, nu, bă, mă întrebam eu așa, dacă viști tu la privire. N-am ce să cad la mascarada asta ieftenă. Mai bine să-mi ziceți, care ați văzut-o, bă, pe Afrodita azi? E, la când suntem derupți, nu mai vedem nimic. O fi misiune. Ce misiune, pupăză? Ce misiune? Că eu abar n-am dat nicio misiune. E, dacă nu vine până mâine, anunțești tu poliția, mă. Hai, sitir, porcomete. Cine ăla? Porcul Muromete. Mamă, ce cultură are ăsta, mă. Cine ăla? M-am gândit ce mai vreau. Băieți, vreau să-mi faceți țicoale, mă.
Așa-mi iau pofta? Colivă! Acum! Păi acum, acum să face coliva, bă, la mort? Nu sunt mort sau nici măcar atâta tradiție, nu știți? Nu dormeam și eu liniștit, ci umblam de nebun pe străzi. Hai, îmbracă-te, că m-a trimis baba ca să te aduc la priveghi. Că vrea să fim toți. Să-mi calci tricou. Hai să o omorâm. Că Coșciuc virgul avem, românări avem, mai chemam preotul și gata. Cum să omorâm? Cu Teo și cu Chiorete în casă să avem martor sau ce facem? Îi omorâm și pe ei? Aș omoră pe oricine numai să dorm. Tu nu? Eu sunt prea obosit, nici să mă mișc nu mai pot. Ce ne facem? Ce ne facem? Că numai din cauza ta am ajuns în situația asta. Tu și ideea ta tâmpită cu moartea. Noi o să fim aia care murim, bă, de epuizare. Am o idee. Oh, iar... O convingem să o mormântăm. Că acolo sigur vine și Gogoașa. Dimineți cu ferestre deschise, dimineți fără dolul de noi, dimineți cu jur... Vise! Da. Dimineți pentru lacrimi de jos, dimineți fără dolul de noi. Bună dimineața! Auzi, tante? Da. Eu cred că Costeluș, virgulă, nu este convins că ați murit. Acum așa? Eu zic că ar fi bine. Mă rog, dacă e și mata de acord, să ne prefacem că te mormântăm. Că la cimitir sigur vine, că pare treaba serioasă. Adică să mă lași îngropată? Nu, tanti, nu, doar ne prefacem. Că sigur apare până să te băgăm în criptă. Că ți închirie în criptă ca să pari barosancă, a? Dacă o să râine și dacă nu apare? Te îngropăm, că sigur o să fie vreodată la matale în vistă. Mârlane, taci, lasă, taci, că spui mai tâmpenii! Că e obosit, de asta vorbește, așa că e de la oboseală. Eu? Dacă sunt obosit. Și, tanti, ne. Dacă nu vine, înseamnă că e mort. Și atunci chiar că nu mai e pentru ce să trăiești. Da, o să vină, tanti, o să vină, o să vezi, nu-ți face probleme. Sigur vine, sigur știi tu. Da. Bine, atunci facem așa. Hai la groapă. Hai la groapă cu furnici, mai ai ce bani. Ce faci? Păi cum, ce fac? Că spune-mi capacul, bre, ca să nu te deoache lumea. Și de ce să mă deoache lumea? Pentru că sigur n-am mai văzut o moartă așa frumoasă ca a ta. Dracu, cu ceritor, cum e asta, mă? Mă laudă-și pe ultimul drum, că le-n mamă să-l mănânce. Dacă sunt doiriți! Da, domnul să fiu. Ai zis ceva, mărane? Că e domn, bre, că te face, ți-a zis că ești frumoasă, face complimente, deci e gentleman. Așa, da. Deci putem să punem capacul, da? Da, dar numai puțin, da? Puțin. Dar cum puțin, numai bre?
Păi trebuie să-i batem măcar un cui ca să nu cază jos să prindă lumea că ești vie. Da, bine! Da, să nu care cumva să-i batești mai mult de câteva cuie și să nu poți să ieși afară să-l altești pe Costeluș. Nu vreau, că unu... după aia vă umplu eu capetele voastre cu mii de cuie, clar? Dar nu vreau bate unu. Un cui să nu se unu, duște. Unu, stai liniștită că suntem de aceeași parte a baricadei. Așa, așa, așa. Da, a, baricada aceea! Da, așa-mi place să fim într-o echipă, bune, da? Stai! Suntem o echipă, bre! Auzi, bagă mâna! Suntem... Hai! Hai, echipă! Ce echipă suntem? Că n-am... Hai să-i zic, bre, auzi? Hai să-i zice tot ca la echipa mea, fece mea! Și nu vreau nici franciză! Așa, puileț, așa! 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 Dă cuiul ăla încoace! Da, ajută-mă tu, Mărlane, să bate cuiul ăla! Da, dă-l pe toate încoace! Hai să-l batem! Hai să păcim! A, cul! Ei, băi! De ce aud mai multe ciocane? Păi, batem amândoi, tanti, că e cuiul tare și intră greu! Da, bre, e lemnul gros, e de esență tare, că pentru matală e ca capul matale, că l-a luat special ca să... Era ultimul, bre, acolo, a luat ce era mai bun! Adică ce e mai bun, mă? Păi n-ai zis că era ultimul? Păi, tocmai de-aia și rămas, că era cel mai scump și n-avea lumea bani să cumpere! Aha! A, așa? E, atunci e bine, că după ce termin treaba asta să vezi cât cer pe el! Aflat ceva? Da, șeful. La noapte la cimitirul Învierea. Ești sigură? 100%! Perfect! Atunci merg și eu cu tine, că nu pot să te las singură în cimitir noaptea. Că dacă e să ia din morminte ca în thriller, cine să te apere? Haide, șeful, fii serios. Ok, ok, vreau să merg și eu că vine și televiziunea și dă bine la imagine. Dar fii atentă să nu cumva să-i spui ceva lui Chiorete, da? La ce oră plecăm? La 10, șeful, dar plecăm separat din secție și ne vedem direct în cimitir, da? Ca să nu cumva să bată la ochi. De-abia aștept. Să fii pregătită, că poate se lasă cu tăvăleană. Pupăzel! De ce nu se deschide, bă, dacă ați bătut doar un amără de cui? Pentru că și cuiul e de calitate! Ține cât 10! Cât 10? Stai de aia, nu v-am zis că v-am luat numai lucruri scumpe! Dar stați acolo liniștită, că dacă vă agitați și vorbiți, se prinde de șmecherie și nu o să mai putem să punem mâna pe gogoșică în veci. Da, o să puteți singură. Taci, că nu mai... Stai, ești obosit. Hai, s-o ducem. Păi eu sunt obosit, n-ai zis că sunt obosit. Lasă că te odihnești la cimitir. Eu? Arde chiar focul, s-o dinească ea, de ce eu? Hai să o conducem. Hai, poftiți, doamnă. Așa. Bine. Cine? Ia care? Ia! Să iau mâna? Așa! Dimineți limotică, mai chiauniță. Acum putem să dormim și noi liniștiți. Bă, sigur nu iese daci? Mărlane, ai mai văzut tu vreodată vreun mort ieșit din mormânt? Să nu pomenești de thriller sau de vreun film idiot, că îți dau cu asta în cap! Dar dacă ne bântuie? Mărlane, tu ești idiot? Da, dar de ce întreb? Cum să ne bântuie dacă-i vie? Păi, e, dar o să crape de o dreacu, că fără mâncare, fără băutură, fără aer, nu crapă. De, ai mai văzut un monstru mort? E doar captivă, mă. E ca în vineri 13. E ca în... Mamă! Mă! Păi, tu ești idiot? Da, de ce? Păi n-ai zis tu că dacă zice vreun film ăsta idiot să dai cu vaza în cap, să... Că vineri 13... Vineri... Ăla cu... Chiar a fost mișto ăsta, mă, scuze! Mm.
gata, bă? Ați îngropat-o? Ce ai zis? Nu, ce, dar de unde știi? Păi după privechi nu urmează mormântarea, bă? Normal așa ar fi. Da, aia s-a săturat să facă pe moarta și a renunțat. Da? Și a zis că dacă nu a venit gogoșică nici până acum, nici că mai vine. Și a plecat acasă. Cine? Ce zici, bă? Taci! Și a plecat acasă. Iar? Taci că ești obosit! A, da, că ești obosit, să rup. Dar cu tine ce e, mă? A, ce, sunt obosit, mă, să rup, am... Nu cu tine, mă, cu Chiorete! Bă, Chiorete, bă! Da. Afrodita n-a venit nici până acum? Nu-ți. Și nici nu mai vine, că și că fiindcă se întâlnește cu altul. Cu altul? Cu cine? De unde știi? De unde ești? Am auzit eu când își dideau întâlnire. E, și care-i problema? Că tu oricum nu o iubești. Sau cumva? Crezi că da, pupa asta. Ce să mă fac? Da! De ce am avut dreptate, nemernicule? Ai zis că te prefaci doar ca să mă scoți pe mine din cursă, să rămâi tu singur cu ea. Păi te omor, mă, te omor! Te omor! Pentru tăia curacului! De ajungi o crimă pe ziua ta, ce vrei, faci genocid, eu mor după toți? Cât? Ce crimă, ce genocid? Stai-ți dreacul de peți și sculcă-te acolo, vezi băutura ta. Dau! Dumnezeu să o iert. Unde-i tanti? Nu i-am fost plecați când am venit, nici nu mai era. Cine? Adică a dispărut? Dacă a luat o gogoașă să o îngroape. O fi tras cu ochiul la voi zilele trecute, a văzut că voi nu îngropați și a luat-o el. Da, nu-i exclus. Dar cum să el, bă, că noi de-abia am cărat-o în doi. Vezi că ești obosit, adică el era obosit și noi doar am mișcat un pic coșciugul, am mutat-o așa. Dar are dreptate, Mărlanu, că n-avea cum să o ia gogoașă, că era grea, idiot patentat. Da, sunt un idiot patentat. Dacă m-am îndrăgostit de ea, ce să fac? Omoară-mă! Omoară-mă! Chiorete, știi cumva unde e... Normal! La 10, în faptul serii, se întâlnește cu șeful în cimitir, frăjitoarea! Dar nu știu unde! Au aflat ceva de Costeluș. Mă duc repede. De vrăștoare de cadăș. Păi, ești de bun. Pe cine a dezgropat? Pe cine a scos? Cine despre cine vorbește? Că mă mai ține nimic. E și băutul ăsta este vorba despre Afrodita, care se întâlnește în... Se întâlnește în cripta? Afrodita e necrofilă? Hai de capul meu, dar și m-am îndrăgostit de necrofilă! Cine? Ia. Ajutor! Ce ați aflat de gogoașă? Ziceți imediat! Măi, femeie, n-avem timp de tine acum, plecăm într-o misiune și oricum n-am aflat nimic! Minți! Atunci, Chiorete, de ce mi-a zis că azi la 10 te vezi cu vrăjitoare, a? Chiorete m-a făcut vrăjitoare? Afrodita, de unde știe că ne întâlnim? I-ai zis tu ceva? Nu de ea e vorba, de mama lui Gogoașă. Bă, tu ești mai polițist decât pari. Dar nu mă întâlnesc cu nicio mama lui Gogoașă nicăieri. Măi, femeie, despre ce vorbim? Nu mai știu. Ei, păi atunci până te elucidezi tu, noi plecăm. De? Lasă că mergi eu cu voi, că poate mă elucidez la fața locului, când vă cu ce vă ocupați. Dar e misiune secretă, n-ai voie să vii. Da, nu merg eu, nu mergi nici tu. Lasă că se duce numai asta. Ia gândește-te, merită să ratezi misiunea, dar ca să acoperi un nemernic care și-a părăsit iubițica în fața ofițerului stării civile. Afrodita, fugi! Bă, dar praf sunteți, nu vedeți că deja le-am sus? Credeți că scăpați de mine, a? Parcă ziceai că nu te întâlnești cu dânsa, a? Pentru minciună! Și acum ziceți-mi repede ce ați aflat de gogoșică? Nimic!
Păi și atunci ce naiba căutați aici? M-au îngropat de viele mernice. Dar lasă care baba abdă cu jocolor. Ăștia, tanti? Nu ăștia. Ăștia nici e salvatorii mei, făi. Sunteți arestați! Vai, dar sigură că n-arestești pe nimeni. N-auziți că sunt salvatorii mei? Și trebuie să rămână și să-i premieze baba. Că fără ei, săraci, nu ieșeam eu vie din cripta asta. Hai, vă rog frumos, părăsiți teritoriul, că trebuie să-i resuscitezi pe salvatori. Hai. Da, măcar pe domn comisar poți să-l iau? Nu, lasă-l și pe el, că-i mai vârlav. Am impresia că ăștia-și cam tinerei și nu o să facă treabă ca la carte. Hai, hai, pa! Simt că revin la viață. Așa, da, promoție, 3-1 ca cafeaua. Dar cum e? Sorry, măti. Mă lănește, înseară de bata acum, nu te cu tâmpenile, că mi-e somn. Păpășa baba! Stai, mai liniștiți, că am venit doar să bat niște cuie, așa cum am promis. Păl cui cap încet? Uite pe făgoasă! Unde? Unde e? Nu are aveți ce impozitat, domnul inspector? Că e o clădire părăsită, pereți goi, uite. Păi și ăștia cine sunt? Ăștia e aurolaci. Vedeți? Dacă și aurolacii s-a aciuat aici, înseamnă că e clar, e o clădire părăsită. Să mergem. Mersi, Mărlane. Ai o primă. N-ați văzut voi cu ochii voștri? Da, tanti, în carne și oase. Și slănină. Adică... adică doar vă prefaceți că n-are cum să nu apară la priveghi la mămițica lui. Că doar știți cât de mult vă iubește. Știi? Știi ce știi așa? Ce-mi iau urechile făinosule? Adică a vrut să spună că dacă ne vede pe noi aici, nu mai intră și nu mai putem să-l... Hai să mă vedem. De la început, nu?